Bună, dragii mei, bine v-am găsit. Probabil că acum când vizionați emisiunea, deja a trecut și ziua de sâmbătă în care noi am apărut la B1 și cea de vineri, evident, când am apărut la Antena Stars după amiază pentru a vă prezenta ceea ce se mai întâmplă în luna august și din punct de vedere al lunii fantomelor. Luna august, țin să vă reamintesc și celor care aveți calendarul și jurnalul și le folosiți frecvent, că luna aceasta, august, a maimuței începe în data de 1 și se sfârșește de vreme, se sfârșește în data de 29 august, ca orice ciclu lunar. Luna nouă e pe 1 august, luna plină la mijlocul lui august și o nouă lună nouă la sfârșitul lui august. Deci așa, dar sfârșitul lui august marchează începutul lunii cocoșului, o să vedem atunci, o să vorbim atunci. Iar noi am fost invitați, eu vineri și noi doi sâmbătă, tocmai pentru a vă prezenta toate detaliile legate nu numai de predispozițiile lunii august în sine ca luna maimuței, ci și ca luna a fantomelor. Bun, haideți să revenim acum și să vă spun așa. La rugămintea multora vom continua prezentarea agatelor cu 3, respectiv cu 4 ochi, în emisiunea viitoare cu 5 ochi și cu 6 ochi și așa mai departe până le terminăm. Numărul maxim de ochi în general este de 21. Pe de altă parte, am fost rugată să anunț public și iată o fac, când anume încep înscrierile pentru extravaganța din ianuarie, extravaganța ținută de noi la București, la hotelul Capital Plața, va fi, se pare, tot acolo. Am stabilit deja zilele, deci va fi clar în ziua de 11 ianuarie prima extravaganță, cade într-o sâmbătă, iar următoarea, spre deosebire de toți ceilalți ani de până acum, nu se va mai ține la 2 săptămâni, ci la 1 săptămână, adică pe 18 ianuarie. De ce facem asta? Pentru că în data de 25 ianuarie, când ar fi fost în principiu a doua extravaganță, deja s-a intrat în anul nou chinezesc, și vrem să fim din timp cu toate informațiile, cum să spun, să vi le dăm din timp, tocmai pentru ca voi să fiți pregătiți în momentul în care vine anul nou, să nu vă prindă întârziați și cu remediile de pus în casă și cu toate schimbările pe care de fapt trebuie să le faceți, cu remediile mai vechi. Așadar, voi trebuie să aveți timp, ca aproximativ în data aceea de 17, 18, 19, nu contează, ianuarie, să le puneți pe sare pe cele pe care deja le aveți, amulete și remedii în casă și la locul de muncă, pentru ca anul nou chinezesc să vă prindă cu ele curățate și deja amplasate în sectoarele noi în care vin stelele respective pentru care se folosesc aceste remedii. Acum revenim la informația cu extravaganța, deci înscrierile vor începe, iată, să zic, oficial, da, fac public, în data de 12 august. Așadar, începând cu 12 august, care cade într-o luni, eu vă aștept cu SMS-uri pentru toți cei care urmăriți emisiunea sau transmiteți celor care nu o urmăresc, dar, mă rog, le mai spuneți voi câte ceva ce se mai întâmplă în săptămâna respectivă, le transmiteți că aceste înscrieri încep în data de 12 august, nu există dată limită, pentru că este în funcție de ordinea ocupării locurilor. Ele sunt 70 la număr pentru data de 11 august și alte 70 pentru 18 ianuarie, mă scuzați. Deci, pentru 11 ianuarie și pentru 18 ianuarie sunt câte 70 de locuri. E un număr limitat dat de conducerea fiecărui hotel, oricare hotel are un maxim de 70 de locuri, dacă are această capacitate. Pentru că, dacă vă amintiți de la, după tragicul eveniment de la colectiv, ei au schimbat regulile și, pe bună dreptate, în caz de incendii, să existe mai puțini oameni în sălile acestea, unde, de fapt, încap și 100 de oameni. Da? Deci, legal, este permis numai să avem 70 și atâția avem. Bun, este în ordinea ocupării locurilor, cum spuneam. Înscrierea se face, în primul rând, prin a-mi da mie un SMS pentru a-mi anunța că doriți să participați. Eu vă trec pe o listă, după care vă dau și detaliile de plată. Facem tot posibilul să rămână tot la 380 de lei, ca și în toți anii trecuți.
va fi un cel mult 400 în cazul în care iarăși ne scumpesc prețurile la hotel, pentru că în fiecare an s-a întâmplat acest lucru și noi încercăm să avem aceleași prețuri. Da? Deci ideea e următoarea, că înscrierile se fac întâi prin a-mi anunța că doriți să vă înscrieți, după care o să primiți de la mine, sigur nu-i nicio grabă cu plata, mai avem timp destul, dar sigur în momentul în care se împuținează locurile, eu vă voi da de știre pe aici pe YouTube că mai sunt, eu știu, 20, 10, 5 și așa mai departe. Până atunci stăm liniștiți, sunt locuri, da? De ce vă spun asta? Pentru că deja 3 persoane au dorit să se înscrie și le-am oprit puțin. Am spus să fac public acest anunț ca să știți toți în același timp când, să spunem, să fixăm o dată de început a acestor înscrieri. Deja sunt întrebată și de aceea am spus să începem. Văd că în fiecare an au început în august înscrierile și se cam termină pe la început de octombrie, de obicei, sau mijloc de octombrie. De asemenea, asta o să mai vorbesc despre asta cu voi aici în emisiune, știu că sunteți mulți care vă doriți cărțile de zodii, pentru zodia fiecăruia sau a celor din familie, dumneavoastră, rudelor și așa mai departe. Tocmai pentru că extravaganța anul acesta se ține mai devreme în Kuala Lumpur, eu v-aș ruga să-mi spuneți clar cei care doriți să vă aduc cărțile, pentru că iarăși voi avea un număr limitat de kilograme și așa mai departe, să mă anunțați și să le achitați până în data de 1 noiembrie. O carte pentru zodie este 100 de lei. O să o aveți în mâna voastră, cei care vă doriți, și este în limba engleză. Deci fiecare carte, normal, este scrisă în limba engleză de Lillian Tu și Jennifer Tu, fiica ei. Sunt 12 cărți, așa cum știți, pentru cele 12 zodii, numai că în fiecare carte este dezvoltat lună de lună, sunt dezvoltate predispozițiile lunare pentru acea zodie și nu numai. Aveți predispoziții și lucruri mai în amănunt pentru fiecare zodie din cele 5 zodii ale posibile din zodiacul respectiv, adică șarpele, de exemplu, da? Orice zodie ați lua poate fi născut sub 5 elemente. Este șarpele de 65 care este născut în an de lemn, este șarpele din 89 care, da, am zis așa, este născut în an de pământ, este șarpele din 77 care este născut în an de foc. Ei bine, parametrii sunt diferiți de la unul la altul pentru fiecare an în parte. Informații foarte în detaliu primiți la extravaganța, dar unele dintre ele le primiți și în aceste cărticele. Pentru asta le povestesc tuturor celor care nu știu despre ce e vorba și nu au mai comandat niciodată cărți. Din păcate, Malaysia nu prea trimite, și nu că nu prea, nu trimite în România așa ceva, pentru că este o țară banată, deci banned, în engleză înseamnă a nu, este, cum să spun, tăiată de pe listele de țări, din lista cu țările în care se trimit pachete, împreună cu Vietnamul și cu nu știu ce, Guyana. Deci așa a ajuns România, din păcate, asta e situația și este o chestie reală. Probabil că există modalități prin DHL, nu știu să vă spun, nu le-am încercat, eu mi le aduc de acolo și așa cum am procedat de 5-6 ani încoace de când ținem noi extravaganța în România, în București, vi le-am adus și vouă celor care ați dorit. Dar trebuie să-mi spuneți din timp, aici este toată situația și toată condiția mea, pentru că eu trebuie să le achit în avans, acolo, ele mă așteaptă în cutii, niciodată nu pot să le achit acolo, e prea târziu. Da? Așadar, dragii mei, să revenim la emisiunea propriu-zisă. Agata cu trei ochi reprezintă prosperitate, fericire și longevitate. Primiți binecuvântări de la zeul prosperității tibetan, Lord Jambala, îi mai spune, iar la hinduși se numește Kubera. Căpătați abilitatea de a vedea oportunitățile și de a le folosi. Deci aveți și curajul de a păși în față și de a folosi acele șanse care se ivesc. În primul rând că le și vedeți. Îi permite purtătorului să se conecteze la cele trei componente care ne influențează sănătatea, fericirea și prosperitatea, și anume corpul, mintea și sufletul. În cultura zi, Agata cu trei ochi reprezintă prosperitatea neoficială, deci prosperitatea nedeclarată. Da?
Se crede că trei ochi își ajută purtătorul să se bucure de prosperitate. Deci pur și simplu să înceapă să facă prosperitate, dar prosperitatea este o stare de bine, atenție, a nu o confunda cu doar prosperitatea materială. Deci prosperitatea materială face parte din capitolul prosperitate, este unul din componente. Și să se bucure, deci purtătorul se va bucura de această prosperitate din ce în ce mai mult, prosperitate generală să o numim, și să acumuleze și prosperitate materială. Deci mai are o calitate, Agata cu trei ochi, protejează. Recomandarea este pentru toate zodiile. Deci nu mai există recomandare pentru anumite zodii. Pentru Agata cu patru ochi, ea reprezintă eliminarea obstacolelor, sporirea meritelor în plan spiritual și longevitatea. Toate acestea date de cei patru bodhisattva, Avalokiteshvara, Manjusri, Kshitigarbha și Samantabhadra. Cea cu patru ochi, deci Agata cu patru ochi, are o simbolistică aparte a celor patru bodhisattva majori pe care i-am numit anterior. Mi-am făcut acum, sigur, câteva notițe pentru a nu scăpa anumite informații. Avalokiteshvara sau Chenrezig, cei care ați ascultat mantrele și ați auzit Chenrezig, este vorba despre Avalokiteshvara. Sunt cele două denumiri în tibetană folosite de ei, iar la chinezi este Kuan Yin, da? Reprezintă compasiune, iubire supremă necondiționată și este protectoarea în fața pericolelor, alături de Tara Verde, sigur că da. Și Tara Verde face acest lucru. Manjusri reprezintă înțelepciunea lui Buddha și puterea, memoria, inteligența și deșteptăciunea. Întotdeauna se știe că Manjusri luptă cu prostia sau cu ignoranța, să-i spunem mai blând. Kshitigarbha este stăpânul pământului și ajută la îndeplinirea dorințelor, inclusiv în plan material. Poate știți unii dintre voi, mudra de atingere a pământului este foarte puternică și este conectarea cu teluricul. Ceea ce ne ajută și în stabilizarea chakrei 1. Da? Samantabhadra sau Dharmakaya este zeița universală, stăpâna celor 16 bodhisattvas, îndeplinește dorințe, protejează de lumea spiritelor rele, ajută la alăturarea obstacolelor și aceasta, ajută la îndepărtarea forțelor negative și a gândurilor negative și subjugă demonii. Deci are o putere extraordinară în plan spiritual, de luptă, pur și simplu, în alt plan, deci în planul spiritual, cu entitățile negative, ceea ce nu e puțin lucru. Așadar, dragii mei, acestea sunt cele două agate cu trei, respectiv cu patru ochi, pe care aveam să vi le prezint în această emisiune. În emisiunea viitoare vă voi prezenta cele cu cinci și cu șase ochi. Noi continuăm cu predispozițiile săptămânii, așa cum v-am obișnuit. O să începem, bineînțeles, cu 29 iulie, pentru că acolo am rămas, la data de 29 iulie, ziua de luni. În această zi de luni avem de-a face cu zodia Iepure, este zodia zilei, Iepure sub elementul foc in. Încă ne aflăm în lună de oaie, până la 1 august, așadar se creează o alianță între zodia zilei și zodia lunară. Iepurii stau foarte bine la capitolul dragoste, în primul și în primul rând, și la capitolul învățătură, acolo unde mai este cazul, sau dacă nu învățătură la modul cum o percepem noi și cum o înțelegem, că ne gândim la școală, la facultate, imediat, când spunem învățătură, ei bine, e vorba și despre învățarea unor lucruri noi și despre anumite traininguri, probabil, la care participă anumiți nativi iepuri și sunt foarte avantajați în această zi, este ziua lor, este o zi de putere din punctul ăsta de vedere, dar și cei care fie își caută dragostea sau vor să-și arate dragostea față de partenerul de viață, este o zi foarte bună și recomandată, chiar dacă e zi de luni, să ieșiți pe undeva cu partenera sau cu partenerul de viață și să
petreceți niște clipe frumoase împreună, numai voi doi. Deci asta este un sfat, de fapt. Este o zi foarte potrivită, pentru că va declanșa niște reacții pozitive și de o parte și de cealaltă și se vor lega niște lucruri, da? Ca să spunem lucrurilor pe nume. Este o zi bună și potrivită și pentru a purta o amuletă pentru dragoste, mai ales dacă sunteți singuri. Să știți că este o zi bună totuși pentru socializare, repet, chiar dacă este o zi de luni și nu e de weekend. Și depinde acum fiecare ce nevoie ar avea. Deci pentru cei care vor să evite trădările în cuplu sau vor să-și alimenteze, să zic, pozitiv relația, în sensul că să o stabilizeze, să devină mai sigur de ea, este această amuletă cu trei inele concentrice foarte frumoase, o găsiți la noi pe site, pe romaniafengshui.ro, în trei nuanțe de auriu, un auriu gălbui, auriul roze și auriul care bate spre argintiu. Foarte frumos reprezentată, cu mantre pe fiecare inel, toate reprezintă, fiecare este diferită, dar fiecare dintre ele reprezintă ceva legat de dragoste. Una este, de exemplu, pentru a întreține dragostea, pentru a întreține relația de dragoste. Bun, aceasta este doar o sugestie. Mai există amuleta dublei fericiri, există pandantiv cu dubla fericire, în argintiu doar. Așa este el confecționat. Și mai sunt, bineînțeles, și remediile pentru a avea succes la învățătură și pentru a avea succes la un examen sau pentru a avea succes la un interviu, pentru că această stea a învățăturii ajută și la acest nivel, îi ajută și pe adulți, bineînțeles. Pentru dragoni este o zi destul de nefastă, din păcate, pentru că avem aici, ne confruntăm cu o stea 5 a zilei, steaua distrugerilor, să nu uităm că mai este o stea a lunii 5, deci acum avem niște stele dublate, cele ale lunii sau dublat cu cele ale zilei. Așadar, avem două stele 5 pe dragoni și pe șerpi, dragii de ei. Să sperăm că o să aveți totuși o zi mai ușoară decât se întrevede. Este o zi în care eu vă recomand să nu luați decizii importante, să nu riscați major și să nu vă riscați nici măcar sănătatea sub nicio formă, sub nici o formă, da? Repet, sub nicio formă, pentru că nu merită. Punct. Nici măcar nu ne mai gândim la riscurile care se pot întâmpla, care pot să aibă loc. Pur și simplu, luați-o așa. Nu merită să riscați nimic de al vostru într-o astfel de zi. Da? Pe de altă parte, să nu aveți așteptări foarte mari. Deci nu aveți așteptări de la, eu știu, cine v-a promis ceva, nu tocmai în ziua aceasta. Nu o să se întâmple minunea, decât dacă ați avea un norochior, ceea ce se mai întâmplă uneori, sau mici miracole, mici, să zic, ajutoare, da, din plan divin, meritorii, evident. Vă recomand atât dragonilor cât și șerpilor. Iată, am uitat să vă spun la gata cu patru ochi, îmi cer scuze, se recomandă iepurilor, dragonilor și șerpilor, cea cu patru ochi. Nu numai lor, bineînțeles, tuturor celor care au nevoie de tot ceea ce am amintit, de protecție împotriva gândurilor, forțelor negative, au nevoie de protecție chiar mai mare din punct de vedere al feririi, să zicem, de oameni care nu-ți vor binele sau nu sunt prea inteligenți, dar aceste trei zodii sunt cele, cum să spun, mai recomandate decât altele pentru agata cu patru ochi. Și acum să revenim. Deci, iată avantajul celor care ascultă și restul emisiunii. Cei care au închis deja n-au mai prins asta, nu-i nimic. Pentru cei care dragon și șerpi, da? Își doresc totuși un remediu asupra lor. Să știți că nimic nu este mai bun pentru steaua 5 decât pagoda celor 5 elemente sau la același nivel, pagoda cu sutra inimii sau mai nou, pentru că anul acesta, în 2019, au creat și pagoda cu fărul Dharani, la fel de bun, de asemenea, pentru a vă proteja, să nu vă pierdeți prosperitatea. Deci este tot de protecție împotriva stelei 5, dar nu numai. Cu fărul Dharani este foarte complex împotriva oricărei stele negative până la urmă. Și există și sub formă de amuletă și sub formă de remediu în spații, pentru spații. Pentru nativii, am spus, deși pentru dragoni și pentru șerpi sunt aceleași lucruri. Pentru cai, au o penalizare ușoară legată de planul profesional, dar nu e mare. Poate să fie un challenge, o provocare,
să treacă foarte repede peste ea. Această provocare poate să survină exact în intervalul orar al calului, și anume între ora 12 ziua și 2 la prânz. E bine să nu riscați și să nu aveți așteptări prea mari, exact ceea ce se recomandă de obicei când nu, ar putea să nu meargă foarte bine, dar totuși aveți o stea minunată în această zi, exact, vă ajută exact în plan profesional și în plan financiar, deci exact acolo unde aveți nevoie, ea acționează și iată, sunteți salvați de această stea. Totuși, penalizarea poate să rămână și v-am spus, mai degrabă în intervalul orar al calului, deci între orele 12 și 2, pentru că suntem pe oră de vară. În rest, nu ar trebui să fie probleme. Aveți grijă pentru cei care suferiți cu inima sau aveți probleme circulatorii, la sănătate în această zi. Nu toată ziua este cu posibilitate de a avea niște sperieturi cu sănătatea, nu. Sunt anumite intervale orare, într-adevăr. Eu aș adăuga aici, legat de sănătate, și intervalul orar al șarpelui, pentru că este vorba despre un foc in. Deci un foc mai mocnit, așa mai ascuns. Intervalul șarpelui este cel de dinaintea intervalului calului, adică între orele 10 dimineața și 12 la amiază. Pentru nativii oaie, deși este zi de aliat și se creează cu anul de mistreț un triunghi de alianță cu voi oile, trebuie să aveți puțin mai multă grijă la cum comunicați, pentru că este vorba despre două stele trei care, într-adevăr, vă pot irita foarte tare, vă pot enerva, vă pot duce la enervări, la probleme în comunicare, la anumite certuri chiar, sau, să zic, disensiuni din punct de vedere verbal, și aveți grijă cu cine, cum comunicați. La locul de muncă, în mod special, dar și în familie. De ce nu? Că și acolo este foarte important să aveți o comunicare bună și plină de respect și de iubire. Cel mai bun remediu, sau unul dintre cele bune, pentru că sunt mai multe, sincer, la fel de bune pentru împotriva stelei 3, unul este legat de cei 3 lei dachini roșii, altul este legat de cei 3 celești, cele 3 animale celeste, iar al treilea este mărul roșu, pe care noi nu-l avem acum în stoc, dar îl așteptăm din zi în zi. Vă recomand de asemenea cele 3 mere roșii din sticlă roșie, da? Care se pun în casă în sectorul cu probleme. Sectorul cu probleme în această lună este sectorul de sud-vest și clar vă trebuiau aceste 3 mere roșii, adică era chiar bine să... În cazul în care sunteți nativ oaie sau aveți un membru al familiei nativ oaie, să le mutați sau să mai luați altele pentru sectorul de sud-vest, pentru că este bine să fiți protejat și pentru steaua anuală 3, care cade pe sud, în sud, pe cal, dar iată, luna aceasta oile și maimuțele au fost afectate, da, de această stea 3 pentru o lună întreagă. Iar acum este și ziua. Maimuțele sunt chiar mai afectate, aș spune, pentru că zi de iepure nu-i mai ajută cu nimic, nu e nici aliat, anul de mistreț oricum nu vă ajută, voi aveți, din păcate, și problema cu taisuiul, cu existența taisuiului, care afectează și zodia maimuței, deci comunicarea poate să fie precară, chiar mai slabă decât în cazul nativilor oaie. Și aveți grijă la... cum anume exprimați anumite gânduri, idei la locul de muncă, în mod special. Nativii cocoși sunt în zi de dușman, dar aveți steaua prosperității, cea mai benefică stea, care o dublează pe cea a lunii. Deci iată că steaua se va manifesta clar, cum să spun, puteți să o simțiți din plin. În schimb, ziua de dușman probabil că rămâne pe locul 2-3, deci nu o să vă afecteze foarte tare în mod normal, totuși grijă la sănătate, aș spune. Sunt totuși două stele de 8, deci două stele de pământ. E adevărat că ele nu vă afectează pe dumneavoastră cocoșii la fel cum i-ar afecta, să zicem, pe dragoni. Dar, totuși, atenție pentru cei care au anumite probleme digestive sau s-au confruntat de-a lungul timpului cu așa ceva, este foarte recomandat să aveți mai multă grijă și să profitați însă de beneficitatea acestei stele 8,
care va aduce prosperitate și mulțumire sufletească. Bun, mai departe, pentru nativii câine, ziua este de prieten secret, e zi de iepure, spuneam, dar aveți o dublare a stelei 7, care vă dă potențiale accidente, trădări și foarte multe lucruri neplăcute legate de pierderea banilor sau furt. Deci multă, multă grijă, va trebui neapărat, nu mai spun că toată luna vă trebuia, amuleta cu rinocer și elefant. Aceasta este. Cred că știți deja. Și sau cardul metalic rinocer și elefant, sau în locul acestei amulete puteți opta pentru amuleta Quan Kung, da? Care vă dă foarte mult ajutor împotriva celor care ar putea să vă fure sau a celor care ar putea să vă păcălească, să zic, din punct de vedere financiar, sau pur și simplu vă previne cheltuielile total, mă rog, să zic, anapoda, ce pot să survină cu sau fără voia voastră în această zi. Pe de altă parte, și mistreții, deși sunt ajutați de această zodie aliatului său de iepure, au aceeași stea și pot să fie la fel de, să spun, defavorizați. Atenție la mici accidentări, pentru că acum mistrețul are și taisuiu, da? Deci mici accidentări, trădări, bârfe la adresa voastră, comentarii de care puteți auzi sau puteți, pot să vă ajungă, mă rog, la urechile voastre și să vă afecteze și e bine să nu vă afecteze și atenție la pierderea banilor, sub o formă sau alta. Și vouă vă trebuie amuleta rinocer și elefant sau amuleta Quan Kung sau unul din cardurile metalice rinocer și elefant, respectiv Quan Kung. Pentru nativii cal, pentru nativii șobolan, mă scuzați, este o zi de penalizare pe sănătate. Atenție mărită la rinichi, inimă, cap, da? La nivel facial. Sistem digestiv de asemenea, aparat reproducător. Atenție în mod special la pentru cei care au probleme cardiace sau cu rinichii, da? Pe de altă parte, puteți să fiți mai puțin rezistenți în această zi, poate că veți fi ceva mai obosiți, imunitatea scade, vitaminizați-vă, asta trebuie să o facem zilnic, de fapt, cu toții, și înarmați-vă cu răbdare în această zi, că s-ar putea să fie, să simțiți așa cumva de dimineață că totul vă e potrivnic. Aveți grijă și la condus, nu este o zi prea ușoară și prea plăcută, dar se poate trece cu brio, nu este nici zodie dușman acolo, nici nu se întrebă. Singurul lucru este că luna aceasta de oaie, da, v-a mai pus bețe roate cu anumite situații și cu anumite lucruri. Și e bine să nu vă lamentați și să nu vă impacientați, pentru că mai e puțin trece și această lună, iată, și veți intra luna aliatului vostru. Când veți avea mult mai mult spor, nu se compară, veți avea steaua 1 a victoriei, deci va fi, practic, augustul va fi cea mai bună dintre cele mai bune luni pentru șobolan. O să auziți asta și la televizor când vă vom povesti. Pentru nativii bivol, da, este o situație destul de defavorizantă sau nefavorabilă în ceea ce privește sănătatea. Atenție mare, iepurele ăsta nu vă ajută cu nimic, nici anul concret nu vă ajută, ca zodie, dar aveți o stea 2 anuală, care este multiplicată de steaua lunară și acum și de steaua zilei. Așadar, aveți practic două multiplicări ale stelei bolilor. Ce înțelege fiecare din asta? Este mult mai, cu potențial mult mai de obstacol față de șobolan, care are doar o stea 2 a lunii și a zilei, încă voi o aveți anuală, deci tot anul, și e multiplicată în cazul ăsta. Deci bivolul este într-o situație posibil chiar mai critică. Din fericire nu aveți penalizare, dar totuși trebuie să fiți foarte atenți. Sfatul meu este să nu conduceți drum lung, să aveți grijă de sănătatea voastră. Dacă nu vă simțiți foarte bine în această zi de luni,
mai odihniți-vă, deci nu trageți de voi, nu mergeți la sală într-o astfel de zi, nu ridicați greutăți. Ce să vă spun? Lucruri din acestea care pot să fie de risc, nu le faceți. Pe de altă parte, tigrul are aceleași predispoziții, bineînțeles, numai că zodia iepurei ajută foarte mult să se dezvolte în plan individual, să învețe ceva nou, să fie mai creativi, mai comunicativi. Este o zi ceva mai promițătoare, mai bună pentru tigri decât pentru bivoli, însă nu foarte mult. Adică să nu ne culcăm pe ureche. Sănătatea este într-adevăr cu predispoziție mai nefavorabilă. Trebuie să avem multă, multă grijă și, de fapt, întreaga lună este situația aceasta, iar bivolii se știe că sunt în lună de dușman încă. Deci la ei situația este puțin mai amplă și mai cu obstacole, poate să fie. Așadar, nu părăsiți jobul tocmai în luna aceasta, adică nu vă dați demisia, nici bivolii, nici tigrii. Nu riscați inutil, măcar până vine luna de maimuță. Cu toate că pentru tigrii, luna de maimuță, deși promite mai multe, e totuși zodie dușman. Și în centrul casei, nu uitați, în această zi de 29 este steaua norocului divin, ajutorului norocului divin și a prosperității în viitor, deci profitați de centrul casei, folosiți-l. Ziua de marți, 30 iulie, are probleme în centrul casei, deci iată, una caldă, una rece, în această zi de 30, nu vă recomand să folosiți centrul casei deloc, dacă s-ar putea, adică să nu-l activați nici cu zgomot, nici cu lumini. Este o zi de dragon, sub elementul pământ yang, deci e o zi cu mult pământ. Dragonii și nativii șarpe sunt mai bine reprezentați. În sfârșit, aveți parte de o stea a dragostei și a învățăturii de data asta. Ar trebui să profitați de această zi, vă dă mai multă energie, vă dă mai mult aplomb, mai mult curaj. Este o zi bună pentru adulți să susțină interviuri, iar pentru copii, pentru tineri, mă rog, este bine să profite cumva de această zi, că e bună pentru învățătură, pentru concentrare, pentru a învăța pur și simplu, pentru a memora chiar. Și chiar zi bună, mă rog, de dat un examen sau un test sau, nu știu, să mă testați singur dacă vreți. Este o zi bună pentru învățarea unor lucruri noi. Asta fără doar și poate și pentru tineri și pentru adulți. Și profitați de ocazie că este totuși și stea dragostei. Puteți să folosiți cumva un moment oportun pentru a ieși cu partenerul pe undeva, pe la un film, pe la un restaurant sau pur și simplu să vă întâlniți cu prieteni. Este o zi foarte bună pentru socializare, să nu uităm că totuși e vară, chiar dacă plouă afară mai tot timpul. E vară și puteți să folosiți și serile cumva să fie mai libere. Pentru nativii cal, această zi este cu probleme care pot să țină de comunicare, dar în același timp foarte bună în plan profesional. Deci ziua aceasta de marți oferă niște șanse pentru nativul cal mai bune decât în alte zile, cu toate că luna a fost genial de bună, deci genială. Practic cea mai bună lună a calului din an și luna prietenului secret și o lună cu steaua 1 a victoriei, a succesului. Acum practic aveți o stea de multiplicare, dar ia atenție, multiplică și ceea ce este anual și ceea ce este lunar, să nu uitați acest lucru. Și știm că steaua dumneavoastră anuală este o stea de certuri, steaua 3, pentru care vă recomandam la începutul anului nativilor cal să poarte un remediu împotriva steaua 3, amuleta celor 3 celești, de exemplu. Iar acum, sigur, profitați de faptul că aveți succes profesional în această zi. Vă puteți prezenta ideile, puteți să aveți curaj, puteți să aveți stamină, cum se zice, da? Să aveți curajul de a vă exprima anumite idei și anumite proiecte, poate, sau anumite gânduri, da? Împreună cu asociați de dumneavoastră, cu angajați de dumneavoastră, cu superiorii dumneavoastră și așa mai departe. O zi bună, o zi bună, în principiu. Nativii oaie au parte de cam mult pământ, e exces de pământ acolo, este și o zi cu mult pământ,
zi de dragon, ești un pământian, puteți să aveți parte de mici trădări. Atenție la o relație care se poate rupe. E adevărat, dacă se rupe așa de ușor într-o singură zi, înseamnă că n-a fost o relație adevărată, a fost doar așa o cunoștință, să spunem. Din păcate, vă populează în sectorul vostru steaua bolilor în această zi și vă poate da probleme de sănătate sau enervări, da. De asemenea, maimuțele nu au o zi strălucită, cu toate că vă ajută zodia zilei destul de mult, chiar vă ajută și vă alimentează cumva cu energie multă pe nativii maimuță, spre deosebire de nativii oaie. La nativii oaie, ceea ce n-am spus, este grijă cu sistemul digestiv. Aveți grijă ce consumați și încercați să mâncați, dacă, mă rog, o să mâncați în ziua aceea ceva, mâncați în liniște și fără grabă. Iar pentru maimuțe, multă grijă, în mod special la dureri de cap, pot să apară insomnii, lipsă de energie la un moment dat. Totuși vă ajută zodia dragon, care spuneam că când credeți că nu prea mai puteți sau nu mai rezistați sau sunteți prea obosiți, vă mai dă un imbolt din când în când. Și sunt anumite intervale orare, cum este intervalul orar al șarpelui, care este extrem de benefic pentru maimuța în această zi, ar trebui să profitați între orele 10 și 12 ziua. Și mai este foarte bun intervalul orar al cocoșului, foarte bun, vă dă posibilitatea să faceți mai mulți bani, să negociați ceva cu succes. Practic, acel interval vă poate aduce prosperitate mai multă. Între orele 18-20, pe ora de vară fiind. Bun. Mai departe, nativii cocoș. Sunteți în zi de prieten secret, dar, din păcate, nu ați nimerit și o stea 6 sau 8. Sunteți pe steaua 7 în această zi, adică o stea cu probleme, care vă poate da mici probleme, mai mici sau mai mari, să sperăm că nu mari, pentru că vă ajută ziua de dragon. Pot să apară mici accidentări. Deci aici este marea problemă cu steaua 7. Oricând apare, poate să vă aducă accidentări, probleme cu membrele, atenție că aici este vorba despre mici, mă rog, entorse, întinderi de ligamente, de tendoane, Doamne ferește, musculare, mai știu eu ce, da? Atenție la banii dumneavoastră, atenție pe unde vă puneți obiectele personale, pe unde parcați mașina în această zi, pentru că voi sunteți zodie de metal in și steaua 7 este o stea de metal, deci cam mult metal. Și surpriza este că este zi de dragon, dar e cu pământ și pământul produce metal. Deci voi, vedeți, așa se gândește, voi trebuie neapărat să aveți grijă la mici accidentări, de orice fel ar fi ele, nu neapărat prin elementul metal, trădări, și la, în cazul vostru au mai fost câteva zodii afectate la un moment dat. Și, bineînțeles, atenție pe unde vă puneți obiectele personale, lucrurile voastre, mai ales cele de preț, o geantă, eu știu, portofelul, telefonul, pe unde vă parcați mașina, pentru că pot să se producă niște pierderi financiare din, Doamne ferește, zgâriatul mașinii, îți pocnește oglinda cineva, eu știu, îți deschide geanta, staie geanta, Doamne ferește, deci toate astea care sunt într-adevăr posibile în țara noastră și pe oriunde în țară, nu numai în București. Bineînțeles că recomandarea este amuleta Quan Kung sau amuleta rinocer și elefant, sunt cele mai bune. Pentru preîntâmpinarea și prevenirea situațiilor date de steaua 7. Pentru nativii câine, este zi de dușman, într-adevăr, e zi de dragon, dar aveți din fericire o energie bună de protecție divină și chiar și de protecție din partea unor sau unui om, de, mă rog, prin preajma voastră, poate cineva la care nu vă gândiți. Puteți să fiți ghidați, puteți să fiți într-adevăr provocați pentru că este zi de dușman, dar după aceea vă găsiți liniștea sau echilibrul. Deci este o zi cu mici provocări. Atenție la sănătate pentru că predomină elementul pământ și în cazul vostru atenție la sistemul digestiv, tot ce ține de intestine, aparat reproducător, glande de asemenea, asta înseamnă toți cei care vă știți cu probleme, de exemplu, de diabet, da?
mai multă grijă în această zi pentru nativii câine. Nativii mistreți sunt mult mai beneficiați pentru că nu se află în zi de dușman și pot beneficia mult mai mult de această stea, de această energie benefică, în sensul că este o zi cu prosperitate, o zi cu ghidaj și în plan spiritual pentru voi și în plan material. Deci este o zi bună, foarte bună pentru mistreți. Pentru nativii șobolani, o zi bună din punct de vedere al zodiei, în primul rând, dar și al energiei zilei. Este o zi cu mult potențial profesional, cea mai bună zi, fără doar și poate, din săptămână pentru nativii șobolan, cu mult ajutor, dar multă energie și multe activități în care el se aruncă. E adevărat, nu știm dacă le termină pe toate, dar are foarte multe idei nativul șobolan în această zi și foarte mult ajutor chiar, da? Iar dacă simțiți că nu aveți ajutor, să știți că puteți să-l cereți. De asta fără doar și poate, vi se recomandă standardul victoriei în această zi, să-l purtați ca amuletă. Nu există card metalic cu standardul victoriei, a mai fost întrebată, este doar amuleta și remediul pentru spații. Nativii bivol, în sfârșit mai vine soarele și pe strada voastră. Este zi de dragon, nu vă ajută în mod special, aduce cam mult pământ în viața noastră și steaua în sine aduce mult pământ. Sectorul este sector de pământ, sectorul vostru. Voi sunteți zodie de pământ, deci atenție multă, multă la tot ce ține de organele de pământ, dar aveți prosperitate, aveți potențialul să faceți prosperitate, să vă meargă mai bine în plan profesional și în plan financiar. Clar, totuși, mult mai bună ziua aceasta decât ziua precedentă. Este o zi bună din săptămână, aș considera-o una din cele bune. Profitați de ea. Apar șanse, apar oportunități, dar atenție să nu plătiți cu sănătatea. Deci nu vă enervați prea tare, nu încercați să faceți lucruri mai multe sau să duceți mai multe pe umeri decât credeți că puteți. Eu zic că toată lumea ar trebui să-și cunoască limitele. Încercați să nu riscați sănătatea voastră în această zi. Este foarte mult pământ, este exces de element pământ. Nativii tigru, la ei, deși și voi sunteți zodia care populează nord-estul și nord-estul este sector de pământ, totuși, fiind zodie de lemn, yang, beneficiați de o anumită susținere, vi se dă foarte mult, simțiți că parcă cineva vine și vă dă așa cu o găleată, energie foarte multă în viața voastră, în tot ceea ce aveți voi de rezolvat în această zi. Vine cineva și vă mai aruncă, la asta mă gândeam, o lopată de pământ, în sensul bun al cuvântului, să vă susțină și să vă... Copacul are nevoie și de pământ, da? Ca să crească. Deci, iată, lemnul dumneavoastră, yang, are nevoie de această susținere și ziua este clar o zi a prosperității, este chiar mult mai reușită decât pentru nativ bivol. Puteți să profitați la maxim de această zi, este una dintre cele mai bune zile din săptămână și pentru nativii tigru. Ca să vă sporiți sau să vă aduceți mai repede această energie a prosperității, atât bivolii cât și tigrii, în viața dumneavoastră, nu uitați de amuletele pentru aducerea prosperității, cufărul bogăției, roata magică a celor 7 jambala, pe care încă o mai avem, a fost o producție anului trecut foarte reușită, foarte frumoasă amuletă și sperăm să revină în fabricație. Mai există amuleta comerțului și a negocierilor, da? Business-ului și comerțului, da? Este foarte bună pentru cei care sunt în business-uri, da? Și vor mai mulți bani. Deci vă susțin aceste amulete, vă ajută. Nativii iepure sunt destul de afectați în această zi pe comunicare. Asta poate să însemne că și cei care au avut procese în trecut sau sunt într-un anumit proces, da? Care poate tărăgânează, nu se știe de când este. Aceasta este o zi proastă să luați decizii în ceea ce privește acel proces sau, eu știu, acea disensiune, dacă e vorba despre o ceartă sau... E bine să nu luați hotărâri în această zi legat de un anumit proces sau ceva care s-a petrecut ca disensiune, ca problemă, să zic, conflict verbal, da? Dacă e vorba doar de conflict verbal, sau, mă rog, ceva mai serios legat de procese. Este o zi proastă să aveți un proces în această zi, pentru că vă poate crea probleme. Nativii iepure, de asemenea, trebuie să se
să realizeze că totuși e o lună foarte bună, deci luna îi ajută foarte mult. Încă sunteți în penultima zi a lunii de oaie și încă puteți să vă, cum să spun, să profitați de anumite energii benefice care sunt pe dumneavoastră. Luna viitoare va fi mai greu, va veni o stea lunară 3, deci ceea ce aveți în această zi va veni luna viitoare și vă mai poate da conflicte. În centrul casei, repet, este steaua 5. Atenție, nu activați pe cât posibil centrul casei și nici centrul sau spațiului dumneavoastră de lucru.